Salut tuturor și bine ați venit la un alt fel de clip aici pe canal. Astăzi o să stăm puțin de vorbă despre cele mai bune formații, după părerea mea, în FIFA 20, având în vedere meciurile pe care le-am jucat până acum și având în vedere că nu s-a făcut niciun update. Știți că de obicei fiecare update schimbă jocul și se schimbă și formațiile cele mai bune, etc. etc. Înainte să începem, dacă vă plac clipurile astea cu tactici, cu nebuneli, cu instrucțiuni, cu explicații, ce vă explică Andu, domn profesor aici, apăsați butonul de like, comentarii și hai să începem. Nu uitați, dacă nu sunteți abonați, abonați-vă la acest canal. Bun, prima formație care o să începem o să fie 4-2-2-2. După părerea mea, este cea mai bună formație de anul ăsta. De ce? Este o formație echilibrată, pentru că avem 4 fundași, avem 4 mijlocași, avem 2 atacanți. Deci putem ataca în 6, ne putem apăra. De fapt, nu, putem ataca în. Deci avem 4 cu 2, în 8, cu tot cu fundașii laterali. Ne putem apăra în 6, ne putem apăra în 8 sau ne putem apăra în 10. Deci, nu rămâne nimeni țintuit în față sau în spate sau pe la mijloc. Deci este o formație bună și pe atac, bună și apărare. Pe apărare. Este o formație bună pentru că poți ataca cu toți fundașii laterali, poți ataca cu mijlocașii central defensivi, poți lăsa camurile să rămână în față, te poți juca foarte, foarte mult cu toate instrucțiunile și tacticile. Bun, de ce mai e bună? Poți juca foarte bine deschis, adică wide, sau poți juca narrow, închis. Dacă ești un jucător combinativ, poți juca foarte bine narrow, jucându-te la fel cu tacticile. O să intrăm acum la instrucțiuni, să vă arăt ce folosesc eu de obicei la instrucțiuni. Mereu stay back la fundași laterali, la mijlocaș mereu stay back cover center. Aici camurile le las normal. Atacanții. Aici este o chestie de gust. Depinde ce atacanți aveți. Dacă aveți niște atacanți rapizi, gen Mbappé, Rashford, Iñaki, eu vă recomand să le dați getting behind și stay forward. Dacă aveți un atacant rapid, genul lui Mbappé, și un cam oarecum stilul Ben Yedder, sau Messi sau Gomez, puteți juca cu cel de viteză getting behind și al doilea, îl puteți da all false, ori false 9, ori să lăsați normal pe default. Aici la fel, stay forward. Așa le folosesc eu. La support runs, având în vedere că avem camuri, nu le dau drift wide, le las normal. Sau pot să le dau chiar și stay center. La asta încă nu sunt decis 100%. Bun. La acești doi băieți, care sunt camuri, sau CM-uri, sau cum vreți voi să le ziceți, mie îmi place aici să am doi jucători de viteză. Să fie rapizi, să fie agili, nu să fie greoi și lenți și să mă rog de ei să dea o pas. Aici sunt buni jucătorii care joacă în margine, stil Salah, Mane, Sané, Douglas Costa, Gnabry, toți nebunii ăștia. Ai, bun, trecem la tactici. La defensive style. Eu îl țin mereu balance, pentru că nu îmi place să joc pe dropback, să mă bag cu fundul în poartă. Constant pressure la fel nu e o idee bună, press after possession loss la fel nu mă încântă, on heavy touch la fel. Deci balance. Aici eu folosesc 3 liniuțe pentru că doresc să fie un pic echipa jos. Nu vreau să joc, să risc cu echipa sus și să mă prindă cu jucători de viteză din față, pentru că anul ăsta dacă a scăpat un jucător de viteză e la revedere. Deci un pic aici, la 3 liniuțe. Aici, la cât de desfăcută sau închisă să fie echipa, îmi place să o țin, să zic, 4 liniuțe sau 3, pentru că dacă eu țin 7, 8, 9, 10 liniuțe, există foarte multe spații în centru, prin lateral și e groasă dacă un jucător bun nu știe ce să facă. Deci, vă recomand să aveți aici 4 liniuțe, maxim 5. Nici una să fie toată lumea pe 6 metri, prin 6 metri, dar aici 4, 5. Bun, la offensive style. Acum, la fel, depinde de gust și de preferințe. Dacă sunteți niște jucători care joacă cu centrări,
puteți juca așa, cu 1, 2, 3, 4, 5, 8 liniuțe. Dacă sunteți niște jucători mai cu pase, mai cu scheme, mai pe combinații, 3, 4 liniuțe, maxim 5, să fiți și. Eu prefer să joc undeva la 4, 5, să depinde și ce jucători am, să fiu și pe margine, dar și în centru. La players in box, aici, sincer, să fiu cu voi, nu îmi dau seama ce e bine, ce e rău. Eu cam așa folosesc 6, 7, 8, aproape de maxim, pentru că vreau să merg cu cât mai mulți jucători la finalizare să mă ajute să marchez. Deci cam asta ar fi 8, 6, 7, 8. Aici mai e încă o chestie. Dacă aveți 4 jucători de viteză, mă refer la cei de atacanți și la cele două camuri. Mă refer, de exemplu, dacă aveți Mane, Mbappé, Salah, Aubameyang, dau un exemplu, puteți să încercați și acest fast build-up, pentru că acest fast build-up pe recuperare avantajează jucătorii cu viteză, este un stil de contraatac mai mult. După ce ați recuperat, să o goniți repede, să dați drumul la câini, să dați gol. Cam asta ar fi o idee bună și o tactică bună dacă aveți niște jucători de viteză care să vă avantajeze. Dacă joci cu Müller și cu Lewandowski, nu poți să joci pe fast build-up, că nu pleacă nimeni. Sau pleacă și nu o să dai gol. O să dai foarte greu gol. Bun. Cam asta ar fi la 4-2-2-2. Am încercat să nu fiu nici prea pompos, să fiu cât mai concis ca să înțelegeți foarte bine. Bun, trecem la următoarea formație care este surpriză. Unde e, mă? Hai să o găsesc. Mamă, 5 fundași, nu. Nu, asta. Avem 4-4-2 normal. Aici deja ne deschidem area un pic. Este o formație pretențioasă pentru că ai nevoie, în primul rând, de doi mijlocași diferiți ca și orientare tactică. Adică nu poți juca, cum să spun, cu doi mijlocași defensivi, stil Kante, Fabinho. Pentru că tu o să ajungi cu formația asta, o să ajungi cu ei și la finalizare, sau o să ajungi pe 20 de metri, pe 25 de metri și trebuie să ai oarecare calitate la pas sau calitate ofensivă. Și nu e ok dacă ajungi cu Fabinho să începi să driblezi. Deci sfatul meu ar fi: ori să aveți un mijlocaș defensiv și un mijlocaș ofensiv, de exemplu Kante, De Bruyne sau, nu știu, Casemiro, David Silva, Casemiro, James, uite că v-am dat doi de la Real, Fabinho, Lingard, o chestie de asta. Sau să aveți doi jucători, doi mijlocași box-to-box. Ce înseamnă box-to-box? Care au la work rate și la apărare și la atac, adică și la defense și la atac, să aibă high, adică high. De exemplu, Alan și De Bruyne, ăștia sunt primii doi care mi-au venit în minte. La modul, știi că poți să ataci și cu ei, dar poți să te și aperi. Cu De Bruyne mai subțire să te aperi, dar știi că ai un plus pe atac. Matuidi mai e bun la formația asta. Și cam atât, sincer, din ce văd eu. La un preț ieftin, dacă mă duc la Balauria, la Gulit și la aia, nu avem nicio discuție, că nu mulți și-l permit pe Gulit. Bun. Aici la fel, te poți juca foarte mult cu tacticile și poți trece ori să joci ori de la varianta wide, ceea ce înseamnă multe centrări, multe acțiuni pe margine, cu intrare în interior, cu pase și cu alte chestii, sau poți juca tot așa, un stil de 4-2-2-2, un pic mai ofensiv, sincer. Pentru că nu mai ai doi mijlocași defensivi, ai doi mijlocași centrali. Nici ofensiv, nici defensiv, undeva pe la mijloc. Hai să intrăm la instrucțiuni. Deci avem aici, stay back mereu, așa folosesc eu. Aici. Dacă v-am zis, aveți doi mijlocași defensivi. Sfatul meu e să nu aveți. Dar dacă aveți, dați stay back unuia și celuilalt lăsați-l pe balance. Sau maxim dați get into the box for cross celui care e mai, să zic, răsărit ofensiv, care poate să mai dau pasă sau un șut la poartă. Pentru că ăsta, al doilea, căruia îi dai get into the box for cross, o să-ți intre în careu și poate să mai ajungă la un șut, la o pasă finală sau mai, nu știu, o chestie de asta.
Deci, stay back, stay back. Dacă ai un mijlocaș defensiv pur sânge și un mijlocaș ofensiv, poți să-i dai get forward ca să te ajute pe fază ofensivă, sau poți să-i dai să-l ții la fel pe default și să te joci la fel aici cu get in the box for into the box for cross. Bun. Dacă ai doi box-to-box, sfatul meu este să-i lăsați pe balance, să vă ajute și pe apărare și pe atac. E cel mai bun lucru pe care îl poți face la formația asta, doi mijlocași box-to-box, adică să ajungă și în față și în apărare. Bun, aici, la mijlocași ăștia, laterali, prefer mijlocașii rapizi, la fel ca și la 4-2-2-2, rapizi, agili, bun cu mingea, cu viteză. Dacă sunteți doritor de jucat pe margine, puteți să-i lăsați normal pe aici la change creation cu stay wide, cu cut inside, cu astea, puteți să-i lăsați normal. Dacă vreți să jucați închis sau strâns sau cum vreți să ziceți voi, dați cut inside. Ah, și încă o chestie, mi-am adus aminte acum. După cum știți, anul ăsta foarte multe goluri se dau din finesse. Încercați aici pe margine să jucați pe picior invers, adică pe partea stângă să jucați cu dreptaci, pe partea dreaptă să jucați cu stângaci. Adică aici, pe partea stângă să, uite, să ți-l iei pe Mane, în partea dreaptă să ți-l iei pe Salah, sau pe Messi, sau... Nu contează. Bun. Aici puteți să mai dați la fel, getting behind, pentru că... Na, dacă aveți jucători cu viteză, trebuie să vă folosiți de ei prin pase la întâlnire, prin pase pe sus și trebuie să băgați și chestia asta, opțiunea asta. Aici la defensive support nu mă joc deloc, doar dacă să zicem că vreau să dau gol și joc, las pe stay forward să fie un 4-2-4, dar foarte rar. Intercepții, suportă un cross aici, îi las normal. La atacanți, același lucru ca la 4-2-2-2, dacă aveți jucători de viteză, getting behind amândoi, dacă aveți unul de viteză și unul mai tehnicuț, dați-i false 9 sau lăsați-l normal. Dacă aveți doi jucători puternici, ceea ce nu vă recomand, este sinucidere curată să joci cu Lukaku și cu Akinfenwa sau cu Lukaku și cu Lewandowski sau cu Lukaku și cu Müller. Deci nu, Lukaku și Icardi, nu. Sau, nu știu, pentru mine nu e o combinație tocmai bună, puteți să-i lăsați normal. Aici, mereu stay forward, eu așa folosesc. Bun, la tactici. Aici o să avem la fel. Tot 3 liniuțe, tot 4 liniuțe aici. Dacă aveți niște fundași mai rapizi și sunteți buni pe apărare, buni pe schimbat, buni pe depossedat, buni pe schimbat cu raistic-ul, vă recomand să urcați un pic aici, să faceți un pic de presiune, pentru că o să câștigați foarte multe mingi în terenul advers. La fel aici, nu lăsați așa, pentru că dacă voi o să urcați foarte mult cu linia de fund și aici lăsați 3 liniuțe, marginea o să fie la revedere și sunt niște culoare imense pe care nu știu dacă le puteți lua cu orice fundaș ați avea, nu le puteți închide. Deci, dacă urcați și aici, urcați și aici. Asta e sfatul meu. Dar eu îl folosesc tot la fel, 3 4 cu 3. La offensive style. Depinde. Dacă folosești jucătorii de pe margine, cut inside, poți să mai lovești și aici cu încă 2-3, să fie și mai închis. La player in box, la fel, un pic mai sus de jumătate. La free kicks aici nu mă interesează. Dacă joci pe margine, urci mai mult și aici, peste jumătate sau chiar la jumătate. Aici, la players in box, la fel, lași peste jumătate sau la jumătate. La 4-4-2, sincer, îți trebuie foarte mult doi mijlocași centrali buni. Dacă joci cu Rodri și cu, nu știu, David Silva la mijloc, nu e ok. Dacă joci cu un Didi și cu Sissoko, la fel nu e ok. Trebuie doi mijlocași foarte, foarte buni. De aceea este o formație mai pretențioasă. Bun, cam asta ar fi cu 4-4-2 și ultima, înainte să încheiem. Ops, nu aici, scuze. Mă scuzați. Formație, unde ești? Asta e. Da, mă, da, așa.
Bun. Avem 4-2-3-1. 4-2-3-1, după cum știți, anul trecut a fost cea mai folosită de către majoritate. Pentru că, la fel ca și 4-2-2-2, este o formație echilibrată, poate un pic mai echilibrată decât 4-2-2-2, deoarece ai mai mulți mijlocași, ai un singur atacant și toată treaba va fi la mijlocul terenului. Aici, la fel, poți să te joci foarte mult cu tacticile. În opinia mea, ca această formație să dea roade, cele trei camuri de aici trebuie să fie foarte rapide și foarte agile. Nu poți juca cu Müller aici, nu poți juca cu, nu știu, James Rodriguez, nu poți juca cu Goretzka sau eu știu cu cine, ce mijlocași centrali. Aici trebuie să fie trei mijlocași foarte, foarte rapidi. V-am zis, Mané, Salah, ăștia cu viteze trebuie să fie folosiți aici. Aici, în atac, în părerea mea că trebuie jucat cu un atacant de careu, de număr 9, de ce vreți voi, Cristiano Ronaldo, chiar și Cavani e interesant, Suarez, dar puteți juca la fel de bine și cu Mbappé și cu, nu știu, Sané sau tot la fel jucători rapizi, dar o să aveți probleme la duelul 1 la 1 pentru că o să fiți de foarte multe ori izolați și nu puteți proteja mingea pentru că n-au forță jucătorii ăștia rapizi și mici. Cu Lewandowski mai poți să mai protejezi, să mai ții de minge, cu Sané, cu Mané, cu Salah mai greuți. Bun. Intru un pic la instrucțiuni să vă explic ceva. Stay back mereu. Aici. În opinia mea, am uitat să vă zic la 4-2-2 și la 4-4-2. Eu consider că aici la defensive position mereu să folosiți cover center. Pentru că fundașii laterali nu urcă, deci n-am de ce să-i țin pe cover wing. Pentru că n-au ce să mai acopere în wing. O să vorbesc jumătate română, jumătate engleză. Deci n-au ce să-mi acopere în wing. Deci mie trebuie să-mi acopere în center. Pentru că în center se dă gol. Și de aceea trebuie să-i țin în center. Stay back. Încă o chestie. Aici dacă jucați cu, la fel ca la 4-4-2, cu un mijlocaș defensiv și unul mai box-to-box, mai Alan, mai Matuidi, mai De Bruyne, mai Eriksen, mai puteți să-l lăsați pe default aici, să nu-i dați stay back. Bun. La aceștia. Dacă aveți un meci cu miză, dacă e un meci important, ultimul meci la Weekend League, ultimul meci, aveți un pariu pe 10 milioane și trebuie să vă baricadați în apărare sau să jucați foarte mult pe contraatac, vă recomand aici să le dați la ăștia doi comeback on defense. Dacă e începutul meciului, minutul 0, să zicem, minutul 1, minutul 0 nu există. Îi lăsați normal. Aici puteți să jucați cu stay forward. Ăștia doi îi lăsați normal. Și dacă vreți, un free roam. Adică un, nu știu cum să zic, un stilul Messi, adică faci, te duci unde vrei tu pe teren, faci tu ce vrei tu, dar ești freedom, ești în al nouălea cer. O chestie de asta. Dar eu îi țin normal. Doar cu stay forward, ăștia doi normali și ăsta stay forward. Aici atacantul, Katie Mihai, stay forward și aici îl las pe default pentru că vreau să-mi plece și în margine, dar să-mi stea și în centru, pentru că am nevoie să-mi creeze spații și într-o parte și în alta. Bun. Cam asta cu instrucțiunile. Aici la tactici. La fel la defensive style nu se schimbă nimic. Aici. Dacă vreți să jucați la fel, foarte deschis, foarte larg, folosiți mai multe liniuțe aici. Dacă vreți să jucați închis, 2, 3, 4 maxim. Eu prefer să le joc undeva așa și așa, la mijloc, pentru că vreau și într-o parte să pot să atac și pe margini, să pot să atac și pe centru, să fie un echilibru. Players in box la fel, corner la fel nu mă interesează, free kicks la fel. Încă o chestie la acest 4-2-3-1, pentru că aveți doi mijlocași defensivi. Stai așa,
Să ies un pic ca să aveți o privire mai de ansamblu. Pentru că aveți doi mijlocași defensivi. Sfatul meu e să aveți doi mijlocași specializați pe apărare. Doi mijlocași care să taie lemne, care să pună piciorul, să fie puternici, să nu creeze, să nu lase spații între mijlocași și defensivi, între ei și fundașii centrali. Pentru că aici, în spatele lor, dacă se pasează, e nasol. Mai ales dacă dai de o echipă cu jucători buni și cu un jucător din spate care controlează la fel de bun. Deci sfatul meu e să fie foarte, foarte puternici pe apărare. Cam asta ar fi. Domn profesor aici a încercat să vă explice, mă rog, nu sunt domn profesor, am glumit, mai am și eu multe de învățat. Am încercat să vă explic cât de bine am putut eu. Probabil m-am mai și bâlbâit, m-am mai și încurcat, m-am mai avut câteva momente de pauză că nu mai știam ce să mai spun, dar sunt și eu la început și cred că mă înțelegeți. Deci, în continuare, dacă aveți bunăvoința să apăsați butonul de like, dacă v-a plăcut, să-mi lăsați un comentariu și să-mi puneți orice fel de întrebare despre orice fel de tactică, orice bazaconie pe care o aveți în cap despre orice jucător, eu vă răspund cum pot de bine. Până data viitoare, vă salut cu deosebit respect.